Adriana a primit pachet de la familie în seara aceasta. A avut un pachet foarte mare, multe hainuțe acolo, multe dulciuri. A avut și poze, un epuraj de pluș roz foarte drăguț. Am văzut că și Cristina a primit în seara aceasta poze, se uita la ele împreună cu mamele, din câte l-am auzit și pe Alex și el a primit pachet de acasă și spunea că îi iubește, dacă îl aud pe antena Play le transmite că îi iubește. Cristina a urcat sus în dormitor și și-a citit scrisorile. S-a uitat la poze. Adriana și-a despachetat tot ceea ce a primit de la familie. A avut și scrisoare. Au venit la ea în dormitor Antonia și Iuliana și spunea Adriana că. I Au scris cei din familie să nu mai întrebe concurenții: Noi veniți în casă, cum se vede ea din exterior. Pentru că familia știe cum este Adriana, cu adevărat, și nu trebuie să o intereseze părerea altora. Antonia îi spunea Adrianei că asta încearcă ea să învețe de când a intrat în casă, să nu mai conteze pentru ea părerea din exterior, însă n-a reușit acest lucru. Mai discuta Antonia și despre faptul că a reușit Cristian de pe ultimul loc să ajungă pe primul loc și zicea că acesta i-a spus că el cade, dar se și ridică și chiar așa s-a întâmplat. Discuta despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în gală. Am văzut că și Ștefan a primit seara aceasta scrisori și un pachetel Um, o punguță din aceea de cadouri ca în care avea poze, a ieșit pe terasă în grădina băieților și a stat acolo și a citit scrisorile și s-a uitat la poze.